Poșorâta și-a trecut în cont a cincea victorie consecutivă din actualul sezon. Liderul campionatului județean a tranșat meciul încă din prima repriză, când a marcat toate cele patru goluri. Surpriza zilei a realizat-o Voința Stroiești, care a trecut în propriul fief cu scorul de 2-1 de Bradul Putna. Gazdele au înscris prin Uniceanu și Dragomir, după ce oaspeții intraseră în avantaj la vestiare în urma reușitei lui Boștioc. De sincopa a putnenilor a profitat Foresta Mălin. Andrei Aileni și colegii săi au urcat pe locul 2 în clasament după ce s-au impus acasă cu scorul de 2-1 în fața celor de la CSGura Humorului. Galben-verzii și-au asigurat victoria prin golurile semnate de Prisacă și Rață după ce humorenii au deschis scorul prin Mihailovici.